Instagram și am adus câteva lucrări. Portretele astea, dacă le-ați văzut, în creion, al lui Brâncuș, este cu portretul unic. Portretul lui Brâncuș l-am făcut când eram student, 85. Talentul de la cine se moștenește? Talentul de la tatăl meu. El a fost un talent, numai că și el a fost în plan. Că fiam urmat. Întâmplăria e artă. E o meserie frumoasă, dar îmi place. Artă în Maramureș, am vrut să adaug. Ce să fac? Nu știu să mă gândesc la ceva. Nu s-a am ce să explic, că doar se vede ce fac. Da, dar mi-e trebuie pentru radio, nu pot să zic, vedeți. Asta e o lucru care nu a zis-o. Să nu registrezi. Dacă ce să vă spun ceva, poți să vă spun. Să-mi spuneți la ce lucrați acolo. Poți să fac ce să fac. Eu știu că eu încep și nu știu ce o să iasă. În funcție de cum amestec culorile și așa. Dar încerc să fac un peisaj. Tot un peisaj, că nu un peisaj. Aparține și formă în spatele ei, ca să poți să urmezi la mine. Asta e cum e aici. Mă rog, e o tehnică în care se lucrează foarte bine. Și să scot lucruri de efect. Mă rog, nu știu cât de valoroase sunt așa, de vedere artistică. Se așează vopseaua în straturi și după aia se scoate la suprafață ca și la sculptură. În lemn e ascunsă lucrarea și aici la fel. Spatula e una specială sau? Da, asta e o spatulă specială cu care se întinde vopseaua. Astea la altă sunt spatule obișnuite. Asta e tot o spatulă făcută de fratele meu. Deci nu e din comerț. Nu. Asta este a lui persoană. Invenția. Inovația, să zice. Fac ceva mai modern. Să nu fie chiar tot copaciul. Eu văd o apă. Da, poate fi multe. De aici pot să scot orice. Văd o apă. Se dă cu un peisaj extraterestru. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Vezi ce chestii frumoase ies așa dintr-o... Astea ies la suprafață. N-am lucrat de un an și ceva. Astea sunt primele și ne-am cam pierdut din dexteritate. N-am vândut niciodată. Nu vând. Fac cadouri. Îmi fac cadouri. Bravo, domnul. Da. Cu cea mai mare plăcere.